nemulțumiți de modul în care a ajuns agricultura astăzi, fermierii au ieșit în stradă să-și strige disperarea. Agricultorii dâmbovițeni, membri ai Sindicatului Producătorilor Agricole Agrostar, au participat la un marș în Târgoviște, protestând față de neimplicarea guvernanților în sprijinirea fermierilor, iar nemulțumirile sunt legate de prețul mare la motorine, imposibilitatea de a intra în posesia ajutoarelor, chiar dacă acestea în mare parte vin de la Uniunea Europeană. Faptul că conducerea actuală a Ministerului Agriculturii în frunte cu Mihail Dumitru și secretarul de stat Adrian Rădulescu sunt incapabili să găsească soluții pentru ca agricultorii să primească sprijinurile convenite cu Uniunea Europeană. Tot producătorii spun că ei nu pot intra în concurență cu cei din Uniunea Europeană în condițiile în care fermierii din țări precum Franța, Spania sau Germania cumpără motorina cu 50% mai puțin din prețul practicat la pompă. Producătorii nu pot fi în concurență cu ceilalți fermieri din Uniunea Europeană, fiindcă noi nu avem sprijinul la fel de dimensional, la aceeași mărime ca și ei. Și ca să dau un exemplu, un fermier din Franța, Spania, Germania cumpără motorina pentru agricultură cu 50% din prețul practicat la pompă, iar noi cumpărăm motorina cu 47-48. Păi e normal francezul să plătească 20.000 de lei pe litru de motorină să facă mere, legume, lapte, carne, iar noi să plătim cu 47.000 de lei pe litru. E corect noi să primim 80 de euro pe hectar, ei să primească 380 sau 440 de euro pe hectar, ei să primească subvenții pe cap de animal de 1.400 de euro, noi să primim de 32 de euro. Păi în ce țară trăim? Noi, orice om de bună credință, constată cu ușurință că noi consumăm produse din Orient, consumăm produse din Germania, Italia, Franța, Spania, Bulgaria, Polonia, numai din România nu. De ce? Chiar dacă au posibilitatea accesării fondurilor europene, fermierii se plâng în continuare de birocrație și sunt nemulțumiți de numărul mare de dosare pe care trebuie să le facă, pentru ca de-abia într-un final să vină și banii, care de cele mai multe ori fie ajung târziu, după ce investițiile au fost de mult făcute, fie nu acoperă cheltuielile. Nu iau în calcul că totuși agricultura e singura care ne poate scoate din criză. La ce vă referiți concret? Doamnă, motorina s-a scumpit. Deci nu putem să ne ducem mere la piață, nu ne mai convine, adică mă costă un kilogram de, o să dau, un kilogram de mere e 60 de bani, 70 de bani. Ca să-mi iau un litru de motorină trebuie să vând câte ia kilograme de mere, gândiți? Am făcut proiect de 140.000 de euro. De unde scot eu banii ăștia ca să plătesc utilajele și tot ce am luat ca să fac agricultură? Și nu ne înțelege nimeni.